Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt Robi și astăzi este o zi minunată de mers afară, este plăcut. Nu a ieșit soarele, dar este frumos. Am venit aici la Mascul, i-am mai pus puțin o lucernă aici, cam să nu se mai chinuie de aici. I-am pus și lui apă cu medicament, i-am mai pus un porumb, i-am mai umplut ăsta, trocul cu mâncare, totul e bine. Asta e masculașul. Am aici apă cu medicament. Am făcut lucernă pe aceea că le-am adus de acolo dinăuntru. Aici avem femeluța. La fel, are aici trocul cu mâncare. L-am mutat invers că intră la lucernă și eu știu. Sau, de fapt, tot așa îi las, cred că. Are lucerna aici. Acolo e femela. Na, eu filmez cu blițul. În fine. Am încercat să pun acolo mâna la ea și nu m-a lăsat, o mărit la mine. Cred că o prins pui sau eu știu. Acolo are paile unde își face nevoile și acolo stăia mereu. Niciodată nu vine dacă îi pun aici mâncare sau ceva. Ea mănâncă doar noaptea. Văd că o rost porumbul ăsta, a mâncat, de aici a mâncat, că a fost. Că îi își bag așa botul și lasă urme din astea așa în el. Și eu văd dacă a mâncat sau nu. I-am pus și ei lucernă și i-am pus și o mâncat de acolo, nici nu a venit. Nu știu, să nu ziceți în comentarii de ce e așa leneșă. Eu zic că de la pui, că nu știu, am trecut și la asta. Adăpătoarea ei. Are aici apă cu medicament, hrănitoarea. Ce-i curioasă ce-i? Nu că tu mă muștiară. I-am pus și ei un porumb, are câteva boabe pe jos. I-am pus și ei lucerna aceea în colț. Eu mai facem așa. Mănâncă foarte bine. S-o mai mărit puțin de când am luat-o mie așa, mi se pare. Are aici. Eu i-am pus doar boabe. O să-i fac și amestec. Dar i-am pus boabe, să dăm să mănânce și boabe. Nu numai spărtură din aia cum au ei. I-am pus și eu un băț, că roade la el. O mai avut unul de-al oros tot, știi, eu rupt marginea asta. Marginea asta eu rupt-o toată. Și am pus ăsta azi dimineață, că i-am pus unul ieri și l-am mai pus peste acum. Vreau să vă zic să nu uitați să intrați pe canalul Iepuri și Animale, pentru că a făcut un giveaway când iepure, poate îl câștigați voi. Oricine are un noroc. Și da, cam atât a fost, nu uitați acolo să dați un like. O să urmeze video cu achiziția cea nouă și cu voi a fost Robin, noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!